Sensei Iosef Droșca a revenit în orașul nostru cu un nou stadiu de pregătire. Seminarul tehnico-tactic karate la Cumite, la care au participat și alte cluburi de karate din oraș, a fost organizat de ACS Scorpion. Ei am înțeles că sunt la început de drum în karateul sportiv și fiind acum proaspăt acceptat în cadrul Jocurilor Olimpice, probabil și ei doresc să țină pas un pic cu partea asta sportivă și cu mare plăcere vin oriunde sunt chemat. Vom pune bazele pregătirii karateului sportiv și pe parcurs probabil vom avea și alte stagii în care vom continua baze și vom dezvolta bazele începute în acest stagiu. Este al doilea an consecutiv când cei de la ACS Scorpion participă la seminar sub conducerea lui sensei Iosef Droșca. Antrenorul Cristi Răzeanu și elevii săi s-au arătat încântați de această colaborare. Sincer, sunt foarte, foarte mulțumit de prezența celorlalte trei cluburi. Important este să facem toți același karate. Important este să cunoaștem toți acest sport, pentru că toți practicăm stilul Shotokan. În afară de clubul Scorpion, care este gazdă și organizator, avem onoarea de a avea invitații clubul ACS Riu din Slatina, Ato Karate Club tot din Slatina și clubul Dragon Bălteni. Am reușit de anul trecut să colaborăm cu dânsul și iată ne face plăcerea că la început de an să avem onoarea de a l-avea invitat printre noi. Acest staj de pregătire reprezintă performanță și disciplină. De când ai început acest sport? De acum 6 ani. Ce medalii ai obținut până la acest moment? Am obținut medalii de aur, argint și bronz, dar cele mai multe au fost argint, bronz. Acest stagiu reprezintă un drum mult mai bun, mai performanță multă și exerciți mult. De când practici acest sport? De 6 ani și ceva. Ce rezultate ai avut până acum? După mine am avut rezultate destul de bune. Am avut multe medalii de aur, argint și câteva din bronz, trofee. Prin organizarea acestui seminar, antrenorul slătinean își dorește ca elevii săi să participe la cât mai multe competiții naționale și chiar internaționale.